găsit tuturor! O nouă seară frumoasă de vară, din nou în arena Așilor, alături de doi ași. Doi ași care au pus bazele calculului electronic în județul Alba. La arena Așilor, în această seară, am onoarea să i-am ca invitați pe domnul inginer Remus Joldeș, original din Câmpeni, și pe domnul inginer Luca Aurel, din Miceștiul nostru, Alba Iulian. Bine ați venit, domnilor, la arena Așilor! Bine v-am găsit! Bine v-am găsit. Așa cum spuneam, ați pus bazele centrului de calcul la Alba Iulia. Un domeniu absolut nou și amândoi veniți din domenii, unul dintr-un domeniu rudit, dar dumneavoastră, domnul Luca, dintr-un domeniu la ceva distanță paralel cu de centru de calcul. De centru de calcul. O luăm un pic de la început. Absolvent al Facultății de Chimie Industrială din Timișoara, ați venit în Alba Iulia ca și stagiar la Refractara. Întreprinderea Refractara. Tinerii nu prea mai știu ce e asta, pentru că, din păcate, două coșuri părăsite. A fost aproape rasă de pe fața pământului. Iar dumneavoastră din Câmpeni, la origine, ați terminat un domeniu foarte pompos, așa mi-ați spus, o denumire foarte pompoasă, și astăzi sunteți profesor universitar doctor în matematică informatică la Universitatea 1 decembrie 1918. O să trecem treptat de la elevul care a absolvit bacalaureatul cu media 10 la Câmpeni și până la ajunge să deschize altora drumul printr-un domeniu atât de important și interesant ca și matematica, și la fel la dumneavoastră, cum a ajuns un inginer chimist să pună bazele unui centru de calcul. În anii în care se știau foarte puține despre calculul electronic și despre și mai puține despre modul în care urma să evolueze. Foarte rapid și foarte mult. Domnul Luca, cum s-a întâmplat? Cum s-a întâmplat? De am sărit de la chimie taman la calcul electronic. Nu e atât de simplu, dar trebuie să fac o mică paranteză înainte de a da răspunsul, să pot fi foarte înțeles de ce am acceptat să preiau această nouă activitate, pentru că în anul 1973 m-a prins director coordonator la Centrala de Produse Refractare din Alba Iulia, aveam 5 fabrici în coordonare, care s-a desființat și am rămas inginer șef vreo 5 luni. După 5 luni am fost trimis la un curs post-universitar la București, în urma unei hotărâri luate de partid și de stat, prin care niciun conducător de instituție nu putea fi promovat fără acest curs. Începuse în 72, începuse cu 2 ani, când am intrat eu cu un an jumate, încă un an cu un an jumate, până de vreo 3 ori cu un an, și s-a desființat. După ce măria sa, Elena, nu mai avea nevoie de savanți, s-a desființat și această instituție care a pus bazele unei conduceri științifice la întreprinderile din țara românească. Vreau să vă spun că la acest... Într-o vreme în care nu exista management... Nu erau facultăți specializate. Exact. Erau conducătorii, încă eu am mai prins conducători care au rămas din 47 și au murit în perioada lui Ceaușescu la masa de directorat, fără nicio pregătire de specialitate. Și, în sfârșit, ca să nu lungesc paranteza asta, vreau să vă spun că acolo, printre multe alte lucruri despre organizare și conducere, am aflat că, de fapt, acolo am aflat pentru prima dată că actul de conducere este, de fapt, o meserie, ca oricare alta, de la strungar, dacă vreți, până la ministru, conducătorul, și cu câte urci mai sus în ierarhie, trebuie să-și profeseze această meserie de director. Și ca să poți profesa, că directorul este plin, lumea și mai ales țara de ei, care n-au nici cele mai elementare noțiuni de organizare și conducere. Noi, în un an jumate, vreau să vă spun că am făcut știința conducerii de la A la Z, cu toate regulile, cu toate principiile, și am constatat cu satisfacție că, de fapt,
nu atât pregătirea profesională este importantă în actul de conducere, ci calitățile native. Pentru evident, că contează și să ai habar de profesia respectivă, corect, dar ca corect manager, în primul rând, trebuie să ai alte și alte cunoștințe. Trebuie să ai calități pe care nu le poți învăța. Poți să înveți știința conduce, poți să înveți toate regulile, toate modul de comportare, de la cum să stai pe scaun de director, că și asta s-a făcut, cum trebuie să te așezi, cum trebuie să primești un om, până la legile de bază ale informaticii, se pot învăța. Dar calitățile native, arta de a conduce, nu se învață. Poți să fii, repet, cel mai bun profesionist din România și trebuie să vă dau un exemplu. Colegul Zoldea îl cunoaște. Am avut, când am avut inginer șef la Refractara, un șef de secție care a plecat și trebuia să-l înlocuiez rapid. Și bineînțeles că m-am dus la un coleg de facultate de la Timișoara, care era 5 ani pe panou, că îi spuneam când ne întâlneam, m-am săturat de poza ta când ori intrăm în facultate. Și am zis, uite ce e, el a fost la cercetare, și adică ca stagiar, și l-am luat, zice, eu vin pentru tine, dar nu știu dacă pot rezista. Zic, îți promit că dacă nu-ți convine, ne despărțim. N-a rezistat nici 3 luni, ca șef de secție, rețineți. Omul a înțeles și mi-a spus, Aurică, îmi pare rău, dar nu pot să mă stau, dacă nu mă las să mă duc înapoi, plec. Deci nu oricine, deci omul ăsta nu poate fi, cum să spun, suspectat că nu cunoaște regulile și meseria în sine. Dar calitățile native sunt cu totul altele. Oricum, existau alte criterii de exact alege și atunci a pornit conducătorii de unități. Dar pentru că printre, ați enumerat niște calități, printre care și cele native, dar eu aș spune că între aceste calități ar fi și aceea de a ști să-ți alegi echipa. Și în echipa dumneavoastră, încă de la început, a fost domnul inginer Remu Joldeș. Cum v-ați cunoscut? Când v-ați cunoscut? Pe vremea când dânsul încă mai alegea și punea șef la Refractara, eu tocmai sosisem pe acolo și probabil că a auzit despre mine că mi-ar merge mintea un pic. Și înseamnă că am trezit un pic de interes pentru dumnealui. Dumneavoastră, ce făceați la Refractara? Că matematica cu Refractara iarăși erau cam... Păi să vedeți, eu eram specialist în electronică și automatizări. Un domeniu iarăși nou la vremea respectivă. Sigur că da. Era foarte complicat și îți cerea foarte multă probitate profesională. Ei, atunci am condus atelierul AMC Automatizări. Aparate de măsură și control plus automatizări. Toate liniile de fabricație Cucla, domnul director, nu? Așa se numeau. Da. Este instalație adusă din Austria. Foarte sofisticate. Toate le țineam sub control, în sensul că le știam de panare tot și mi-a plăcut să ceea ce fac, să fac cu drag. Acest lucru l-am transmis ulterior și studenților mei. Orice faci în viața ta, să faci din toată inima. Adică e clar că dumneavoastră ce ați făcut, ați făcut cu drag, pentru că nu oricine, nici măcar la vremea respectivă, sau cu atât mai mult la vremea respectivă, nu termina bacalaureatul cu 10. Primul elev din Câmpeni care încheia un ciclu liceal, da, cu media 10. S-a întâmplat în 5 generații. Deci eu am fost a treia promoție și de-abia în a treia promoție am terminat eu cu 10 la bac și mai urma două promoții după mine. Când iar a fost penurie de așa faptul ceva. Faptul că ați terminat cu 10 la bacalaureat v-a ajutat cu ceva la admiterea în facultate? Pentru că la vremea respectivă era o concurență extraordinară. Cam câți ați fost pe un loc la facultate? Da, 12 pe un loc. Și ați reușit să intrați fără examen? Nu. Uite că în ziua noastră se face și ploconul acesta. Conta la media generală de admitere în facultate. Dacă terminam cu un an înainte, atunci aș fi intrat într-adevăr, cum a spus dumneavoastră. Mă salutam și intram. Ce frumos! Ce vremuri frumoase! Dar dumneavoastră, cam care a fost concurența de admitere și cum s-a simțit un tânăr din Micești, Alba, care Alba Iulia la momentul respectiv era cam de talia teiușului, să zicem. 12.000 de suflete numărate bine. Cum ați ajuns în Timișoara și ce ați gândit în momentul în care v-ați trezit la poarta facultății cu nu știu câți studenți pe un loc?
E o poveste care merită să o spun, pentru că nu se întâmplă viața ce vrei, ci ceea ce trebuie să întâmple cu tine. Eu, după ce am terminat liceul, nu chiar cu notele lui Joldeș, dar la intrare am fost cu notele lui. Da, după aceea s-a inversat, ați ajuns director. Nu, dar din punct de vedere a pregătirii profesionale. Din armată, înainte de a merge în armată, am avut un eșec la... Am dat de examen la facultatea de medicină, pentru că mama mă vrea medic. Alte motive nici eu n-aveam și nici dânsa. Și erau 24 pe un loc. Și mai ales nu atât numărul de locuri a fost pentru mine un dezastru, ci faptul că în perioada aia erau o anumită categorie de oameni care aveau numai 3-4 pe un loc, tot la medicină. Și noi am picat că avea un pic de pământ mai mult tata. Nu era chiar bur, dar era printre mijlocași și nu intram în categoria. Și am fost respins, am terminat armata și vroind să dau din nou la medicină, că nu mai aveam ce face, că matematică nu se făcea superioară în timpul meu și a apărut ca materie de examen la admitere. Și m-am dus totuși la chimie industrială, acolo am avut norocul, apropo de noroc, deși m-am dus cu 7 de la fabrica din Zladna, numai eu și o fată am intrat la chimie industrială și cu notă mare, pentru că imediat după admitere se realizau organizările astea, sindicatul, UTC-ul, și m-au numit secretar de UTC în anul în care nu eram de fapt. Deci după notele care le-am avut la admitere, am fost dovadă că am fost un coleg competitiv cu prietenul meu, Remus. Ei, și de acolo, refractară, cum v-am spunea, și am ajuns, acum să vă spun cum am ajuns la centru. De paranteză, am diluat-o puțin. După ce am terminat, aveam dreptul 5 ani de zile, numai lucrarea care am făcut-o la absolvire, să o prezentăm pentru doctorat. Eram prin lege, cum se numesc aia, doctoranți. Ama, eu iar aș face o paranteză. La vremea respectivă numărai pe degetele de la o mână doctorii în științe. Categoric. Trebuia să ai în spate o carieră, în spate lucrări, carieră, articole. Și atâtea formalități încât eu, nu că am fost băiat lăsător, nu-mi plăcea să scriu. Și la facultate notițe nu luam. Profesorul spunea, Luca, ia notițe că te pic. Domnul profesor, ne vedem la examen. Dar nu s-a întâmplat niciodată. N-am avut nicio restanță, deși... Vă pare rău. Nu, îmi pare rău că n-am mai stat în aula. Ei, și după ce am venit de la acest post universitar, n-a trecut o săptămână la refractară, mă cheamă primul secretar al județului și spune, Luca, trebuie să facem un centru teritorial de calcul în Alba Iulia. Tu ai venit acum. Nu v-a acum speriat de numirea asta atât de pompoasă? Am făcut paranteza aia ca să spun că știind că de fapt conducerea este o meserie, nu m-am speriat și nu mă sperie de nimic. Poți să conduci orice activitate umană dacă ai calitățile. Să te înconjuri de oameni deosebiți, apropo de că nu pot să nu spun acum, apropo de echipă. Nu la asta m-am referit. Dacă nu v-a speriat faptul că urma să conduceți o instituție absolut nouă într-un domeniu foarte corect, nou. Pentru că pe mine nu mă mai interesa de atunci ce conduc. Pentru că eram convins și aveam calitățile necesare să conduc oameni, să îmi formez echipă, ca domnul Joldeș, ca ceilalți specialiști, aveam și mă lăudam cu echipa de la centru de calcul, pentru că unii directori sunt conjurat numai de proști. Aurică de la refractar a fost un director, a murit săracul tânăr. Zic, tu ești cel mai prost. Cum te-ai înconjurat de oameni proști? Eu și-am spus-o în plenară a Comitetului Județean de Partid, că am cea mai bună echipă de condus pe care am învățat-o în teorie, pentru că toți în jurul meu, toți cei, echipa, nu înseamnă 200 de oameni cât am fost, ci înseamnă 10 staful oameni. De eu n-am avut decât 10 subordonați timp de 20 de ani. În sensul că cu ei eram în asta și spun manualele de management. Echipa. Da, asta acum și da, spun. Manualele de management, că nu poți conduce mai mult de 7 oameni. Exact. Deci, ce calități credeți că l-a îndemnat pe domnul inginer Luca Aurel să vă aleagă în această echipă de oameni deștepți? Eu zic că a fost norocul. Așa zic. Dar știți ce se întâmplă? Un om deștept
se înconjoară numai de oameni de știință. Și nu se teme de Și nu se teme de noi. Că dacă ești un năcădău, cum există expresia asta de pe la noi, păi poți să-ți mai alegi și așa cum vrei, dar nu e așa. Trebuie să te înconjuri de cei mai buni oameni și niciodată să nu-ți fie frică că s-ar putea să-ți iei locul. Dimpotrivă, Doamne, dă să ajungă toți mai buni ca mine, că numai atunci merge țara înainte, altfel stă pe loc. Da, din păcate, iată că ziua de azi nu se întâmplă așa, majoritatea managerilor se tem de cei de lângă ei. Acest lucru duce la rezultatele pe care le vedem cu toții, dar să nu intrăm în astfel de comentarii, să ne întoarcem la în ce an ne întâlnim cu primele calculatoare la Albaiulia. În primul rând, deschiderea centrului de calcul s-a făcut în mai 1975. Deci am 73 și la jumătatea anului, deci după un an jumate am fost numit aici și am pornit de la zero. M-a trimis să iau cheile de la vila de pe strada Zorilor, zicea, nu? Nu, de la Mihai Viteazul numărul 4, o vila frumoasă, dar acum e în paragină. Da. Unde acum se află direcția copilului. Aceea nu, era după clădirea. După ea. Următoarea de lângă ea. Următoarea și cea nouă care s-a făcut după 75. Deci, după inundațiile din 1975, mi-a dat cheile cu apa la demisol și am ajuns în anul 1989 cu 170 de oameni, din care 50% cu studii superioare. Și să nu uit să vă informez pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră că din 82 de oameni cu studii superioare, numai 3 aveau medii de facultate, de absolvit de facultate, mai puțină de 10. Deci 3 inși, unul cu 9, unul cu 8 și unul cu 7. Nu eram, eu eram la 9, nu la, nici la 7, nici la 8. Dar ceilalți erau toți de nota 10. Imaginați-vă un... cum să vă spun, o echipă de 90 de minți luminate, cu cât entuziasm cum am pornit la realizarea a ceea ce s-a făcut. Și pentru asta rămâne să vă explicăm. În momentul în care vi s-a făcut propunerea să veniți alături de această echipă de intelectuali de marcă, aveați cunoștințe despre acest domeniu? Da, ați avut ocazia să lucrați sigur, pe calculatoare? Sigur că da. În timp ce am fost student... Când a fost prima întâlnire cu Întâlnirea a fost la disciplina acestea. De calculatoare electronice pe care o făceam cu un profesor vestit în vremea aceea, Dancea. Dancea a fost campion republican la tenis de câmp și... preda foarte rău, dar în schimb avea niște cursuri scrise, deși astăzi mai învață studenții după ele. Deci se exprima în scris când stătea el și buchisea acolo fiecare literă, extraordinar de bine. Și îi sunt mereu recunoscător, la ora actuală cred că este pensionar prin America, a fost profesor universitar în America, la un moment dat... toate cursurile dumnealui au fost scoase din bibliotecă. Fugise înainte de 89 sau înainte, care a fost motivul? Înainte de 89. Dar acum, dacă îmi permite să revin înapoi la interesul nostru cu centrul de calcul. Da. Acolo am ajuns prin concurs, la centrul de calcul se organizau concursul cu adevăratele. Și cei mai buni intrau. Și foarte multă lume s-a orientat spre centru de calcul, spre oficii de calcul erau atunci. Și pe baza concurselor organizate tot de domnul Luca, au fost admise foarte multă lume. Apoi a venit specializarea personalului. Și la noi, în cadrul centrului nostru de calcul și la Sibiu. Eu și domnul Luca și mai mulți am fost la Sibiu. Am fost colegi de suferință. Câte specializări erau la început? Erau foarte multe. Deci, limbajele erau probleme. Limbajele erau cele mai complicate. Dar erau și sisteme de operare și arhitectura sistemelor de calcul și foarte multe. La Sibiu am făcut. Și acolo am avut aceleași rezultate bune. Albanezii, cum ne spuneau sibienii, erau numărul 1. Numărul 1.
Se vin iară albanezii. Am să-i rog pe colegii mei încet, încet să și derulăm imaginile și ca să vedem primele nevoie, calculatoare de la Alba de Iulia. Să facem, să prezentăm primul centru, locul unde a fost montat. Da, iată, avem aici noua clădire. Dar mă interesează a doua poză, dacă se poate da, și că asta este finalul care se vede și acum. Asta este clădirea cea nouă. E aceeași, dar e altă, dacă observați, deci prima investiție s-a terminat în 1978. Da? 80. În 80. Cu puțin înainte de a aduce primul calculator. Exact. Păi nu puteai să te numești, într-adevăr, centru teritorial dacă nu aveai un calculator electronic. Ei, acea investiție care ați văzut-o merită să-i spun istoria. Înainte cu vreun an, doi, în vizită la Cluj, Ceaușescu a decretat că niciun centru teritorial de calcul nu se mai construiește de la pământ, ci doar se amenajează sediul. Clădiri. Deci noi suntem singurul centru teritorial din cele 22 de județe care am apărut odată, cum vă spuneam, în 1975, care am avut curajul, dar nu, sfârșit, curajul aparține primului secretar de atunci, domnul Homoșteanu, și ministrului, care a acceptat ideea pe care am pus-o la cale împreună cu directorul de la proiectări și de la Banca de Investiții, ca această lucrare să nu poarte numele în documente de centru teritorial de calcul construit, ci să dea amenajat clădirea veche și tot ce vedeți acolo în primă fază s-a numit post-trafo. Rețineți, niciun document de la arhivele statului nu se va găsi centru teritorial de calcul construcție nouă, ci centru teritorial construcție veche amenajate și ala post-trafo. Și în acel post-trafo a început să funcționeze primul calculator electronic. Iată că avem și imagini din interior. Da. Și ceea ce se vede aici, în acest diapozitiv, este o sală în care se pregăteau datele, se introduceau, de fapt, prin perforații, pe cartele perforate. Astea sunt niște perforatoare Juki, care erau foarte performante la vremea aceea și unde se introduceau datele pe... Și cum românul avea o bogată imaginație în toate timpurile, știu că la momentul respectiv primeam felicitări. Exact, pe cartele. Da. De acolo, de la perforare. Perforare, da. Sigur că de aici se duceau în sala calculatorului și v-aș ruga să dați următorul diapozitiv. Deci acesta este aparatul pentru cartele, asta de citea, care spuneați, asta care citea cartele. Organizate sub formă de trenuri de execuție, deci cartelele puse într-o anumită logică foarte strictă, erau introduse sub formă de trenuri și acele trenuri de lucrări erau introduse în mod secvențial, deci una după alta. Oricum, eu n-am înțeles niciodată de ce apăreau atâtea cifre pe cartelele acelea și ce se întâmpla acolo. Era ordine de săvârșit acolo. Să știți, mă, un pic. Sunt convinsă. Dacă greșeai, dacă nu făceai perforare și așa mai departe. Aici aveți o parte din componentele calculatorului din acea vreme. Rețineți, vă rog, ce dimensiuni mari. Vă imaginați, stimați telespectatori, cam cum arată acum un calculator, da, și cum arăta erau, în anii erau 70. Erau configurație la unele calculatoare realizate de altfel în România. Aș vrea să vă spun asta, că în România erau realizate până la 8 dulapuri, astfel de dulapuri mari. Cum care se numeau? Păi, aveau nume. Unitatea centrală. A, deci nu, credeam că aveau un nume de botez, așa. USM-ul, da, tot ce intra în configurație se numea Felix C256. Nume tipic românesc, asta da. Este. Aici se pot observa 4 unități de benzi Ampex, plus o unitate de bandă perforată, deci cea care se vede mai spre noi. În partea opusă, în spate, se vede unitatea centrală și două componente esențiale în funcționare. Unitatea de schimburi multiple și cuplorul serial. Unitatea centrală cam câte kilograme avea?
Păi nu știu, dar... La momentul respectiv. Nu știu câte memorii avea față de... Că acum are câteva sute de grame. Să știți că știam într-o vreme, când am fost pus într-o situație, domn director știe, despre care ori scris numai ziarele din Alba Iulia, dar chiar din toată țara. Ce s-a întâmplat? Tot calculatorul i-a pus pe o podea tehnologică. Deci era obligatoriu pentru că... Da. Noi la început, când am intrat în funcțiune, n-am avut o podea tehnologică ca lumea. Și a trebuit schimbată după câțiva ani. Acest lucru s-a făcut din mers. Deci noi ne-am propus următorul lucru. Să ridicăm tot calculatorul în funcțiune pe niște suporți improvizați. Pe niște suporți cu dispozitiv de tip... Melcată, l-am ridicat sus la înălțime și toți credeau... Acum, ca să vorbim în limbajul nostru, e ceva asemănător cu ce aveam în portbagajul Dacia. Da, 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 trebuia construit. Un cric. Așa ceva, băgat pe deasupra dulapurilor și toate ridicate deodată. În aer. Mi-aduc de aminte că trebuia să dirigez toată operațiunea asta. După care s-a scos toată podeaua și s-a pus altă podea nouă. Și l-am lăsat jos și știți care este culmea, a funcționat. De ce am făcut această propunere? Că m-a luat domn director la întrebări atunci. Cred că și dânsul avea emoții și era frică dacă se întâmplă ceva. Păi cam cât costa în calculație? Păi foarte mult. Avere, nu puteam pune toți banii în loc și nu puteam să cumpăre. Ideea era următoarea. Ridicam încet și dacă calculatorul funcționa, vedeam ce nu funcționează. Ori să smulsi un cablu de la cititor, ori să smulsi un cablu de la imprimantă și, pac, imediat stăteam și îl depanam. Atunci, că dacă am fi ridicat toate cablele și s-ar fi desfăcut toate, aveam de lucru luni de zile. Punerea în funcțiune a durat... Ori noi nu ne puteam permite așa ceva, pentru că aveam, atunci, în perioada aia, aveam salarii de la Cugir, evidență, gestiunea GEVAM-ul, tot de la Cugir. Păi cred că atunci aveați cam tot ce însemna instituție pe teritoriul județului, nu? Cam... Nu tot, pentru că capacitatea nu permitea. Dar spune întâi de capacitate, ca să ne lămurim. Hardughia care cuprindea o sală mai mare decât dublă cât asta, era un calculator, să spunem, ce capacitate față de ce avem climatizat. Un PC... de la ora actuală, avea capacitate de calcul de cel puțin 10 ori mai mare decât avea tot ce ați văzut și vedeți. Deci era foarte mare diferența tehnologică. Sigur că acum oamenii care au tehnologie mai bună, mai apoi vai de capul lor ce erau. O să discutăm după o scurtă pauză dacă v-ați imaginat, domnilor, vreodată că de la asemenea hardughii se va ajunge la pastilele de astăzi. Dar o să luăm o scurtă pauză, stimați telespectatori, după care ne întoarcem cu istoria calculatoarelor la Alba Iulia și cu cei doi ingineri care au adus faimoasele calculatoare aici. Am revenit la Arena Așilor cu doi ași ai calculului electronic. Sunt alături de mine domnul inginer Remus Joldeș și domnul inginer Luca Aurel, cei care au pus bazele calculului electronic la Alba Iulia. Ca să vă puteți da seama de diferența de viteză existentă la actualele sisteme și la sistemele pe care noi le-am adus pentru prima dată în județul Alba, lucrau sute de oameni, le-a introdus date la program, programarea nu se făcea așa simplu, era destul de complicată. Dădeai drumul trenului de lucrări și ea se executa în 5 minute. Lucru de 3 zile se executa în 5 minute. Era neproductiv din punctul ăsta de vedere. Ca și cum la un astfel de sistem ai da intrare să ai un fișier cu date, el îl prelucrează rapid și imediat îți dă rezultatul. Ce trebuie observat și aici? La fel cum a evoluat tehnologia calculatoarelor în întreaga lume, a evoluat și județul Alba. De la calculatoarele acelea masive de care vă vorbeam acolo, de multe, dulapuri și așa mai departe, a apărut paradoxul tehnologiilor. S-a micșorat volumul,
a crescut viteza de lucru. Exact cum există acel paradox al discurilor. Pe măsură ce s-au redus dimensiunile discurilor, memoria s-a mărit. S-a mărit capacitatea de memorare și așa mai departe. La fel s-a întâmplat și la noi aici. Într-adevăr, la început am avut acele calculatoare mari, calculatoare de producție românească cu care întotdeauna mă mândresc și la care studenților mereu le spun: uite, și noi am avut așa ceva. Așa s-au format și specialiștii noștri în domeniul calculatoarelor. Și am avut Felixuri, am avut în 80 un mini calculator pe 199. Pe 199, după aceea 500, am avut un 512 cu 1024 memorie, am dezvoltat în continuare, dar am adus și noile tehnologii care au apărut. Independent, I-102, Coral, un Coral care a fost adus și mai multe tehnologii de astea cu care tehnica românească se lupta. TPD-uri, DAF-uri, fel de dispozitive de culegere de date care să culeagă cât mai repede datele. Dar vreau să vă spun că ne putem mândri cu o realizare deosebită a informaticienilor din Alba Iulia. Un grup de câțiva ingineri, printre care recunosc cu modestie că făceam și eu parte, dar în frunte cu domnul Crișan Victor, care a lucrat la Centrul de Calcul al Armatei, a făcut un sistem de cules date direct de la tastatură de DAF-uri, unde se culegea? Direct pe benzile magnetice. Un sistem foarte bun. Inovativ, sigur, la vremea respectivă. Avem și invenții de la domnul, din mâna lui domnul Joldeși, tot din nevoie. Păi sigur, asta spun, necazul te învață și te străduiești să găsești soluții. Trebuia să facem față la toate problemele ce apăreau. Pentru că și la sala asta trebuia asigurat un microclimat. Temperatură, umiditate și mari probleme au avut. Mai ales că veniseră primele veri de alea caniculare, care dacă nu interveneam noi cu invențiile și inovațiile noastre, nu funcționa. Unii s-au oprit. Ce iarăși este o carență a zilelor noastre, oamenii nu găsesc soluții la problemele care se ivesc peste noapte. Ori la momentul respectiv trebuia întotdeauna să ai soluția de rezervă. Ce ar fi însemnat, domnul director, să se oprească calculatoarele pentru că afară plouă, cum ni se întâmplă acum cu cablul de la televiziune. Dacă afară plouă foarte tare, nu mai funcționează internetul. Simplu. Dacă nu funcționa, de exemplu, cu girul, calculatorul, cu lucrările, salariile. Cu girul care la vremea respectivă avea câți angajați? 20.000. Pentru că acum, dacă le spunem copiilor noștri, nu cred. 20. Că la vremea respectivă funcționau astfel de mastodonți industriali. Și pentru ei, apropo de ce se întâmplă, nu puteam să-i dăm situația finală, pentru că din cauza defectului nu primeau salariile în ziua respectivă. Dacă dura o săptămână, nu se mai putea aduce, pentru că tot ce am introdus prin proiecte pe calculatorul nostru din unitățile județului nu mai puteau fi repuse manual, adică preluate manual, și calculatorul era cel de la care se aștepta rezultate, sigur, și mai rapide. Și ce vreau să vă spun apropo de proiecte și de programe, noi am avut, nu curajul, echipa asta, oamenii ăștia de 80 de oameni cu nota 10, de la început, după ce am venit de la studiul ăla de 6 luni de la Sibiu, deși colegul de la Sibiu a zis: domne, pentru diplomă nu vă trebuie să vă chinuiți, vă dăm noi un program de contabilitate, voi implementați-l undeva, luăm bani și vă dăm la toți 10. Zic, nu, eu n-am stat 6 luni aici cu colegii, și din fiecare coleg care am fost, plus cei care erau acasă deja veniți, pentru că au venit câțiva direct de la facultate cu meseria făcută, deci nu mai trebuia, noi am fost primii și ultimii care am făcut meserie într-un curs separat. Veneau de la facultate pregătiți și în final am pornit activități de proiectare și de urmărire a producției și de programare a producției și de salarii, pe lângă contabilitățile care erau la modă, că de fapt volumul de hârtii mult era
Dar culmea ironiei, că acum, în anul 2012, constat cu stupoare că acolo unde sunt cele mai multe calculatoare și cele mai multe hârtii pe care se fabrică pur și simplu din legea care spune că personalul Tesla se mulțește, se dublează în timp de 5 ani, dacă nu îl tai 50%, astea sunt legi, nu sunt povești. La noi degeaba tot dăm afară, pentru că în următorii 5 ani o să vedeți că e dublu față de cât au fost, cu toată tehnica de calcul. Dar, în sfârșit, asta a fost și va rămâne. Ca să nu mai dar, spunem în câți ani se formează un specialist. Avantaje. Pentru că nu te formezi de azi pe mâine. Corect. Acum, față un individ care are un calculator în față de generația de acum și cu instrucțiuni, se poate descurca repede. Dar se descurcă, atunci, domnul Luca. Se descurcă. Nu lucrează. Corect. E diferență. Da, se descurcă. Dar atunci, ca să pui o lucrare, oricât de simplă, îți trebuia atât și scris în limbaj, apropo de limbaj, era mai greu pentru noi să învățăm un limbaj decât să învățăm limba chineză. Pentru că acolo trebuia, într-un anume mod, nu are rost, dar nu mai există la baza calculatoarelor actuale, nu are nimic comun. Deci ce am învățat noi la școală, la Sibiu, despre limbaje și tot ce s-a învățat pe la școală, însă, dacă vreți, informații doar pentru amintiri și e nu istorie, pentru deja. Toate sunt depășite și culmea se depășesc din ce în ce mai mult. Este domeniul tehnic care se, dacă vreți, proliferează ca și spațiu, dar proliferează din punct de vedere a performanțelor. De la o generație, de la care generație nu e de 20 de ani, de la un an la altul, apar tot mai performante. Și aici o să, ultima parte, când o să vorbim de primele calculatoare care le-am adus, o să vedeți cât de mult a evoluat în 2 ani de zile. V-ați fi imaginat vreodată că va fi așa un salt? Asemenea. Sigur că eu am fost orientat mai mult spre partea de hard. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Ce a fost mai greu v-a plăcut? Cel mai greu, pentru că nu putea să-și bage nasul oricine pe acolo. Și atunci trebuie, de aia m-a plăcut. M-a provocat, m-a întărâtat, cum se zice. Până la un moment am putut să prevăd evoluțiile. Domnule, mai trec, eu zic, în 2 ani crește viteza de execuție a microprocesorului. Cu cât? Păi, la 2 giga. Până acolo am putut. De acolo în sus nu mi-am mai putut da seama. Atât de mult ori lua tehnologiile, ceva extraordinar. Vorbea domnul director adineori de schimbările astea extraordinare. Ei, în timp ce spunea dumnealui asta, mi-aduc de aminte că tot din 2 în 2 ani se dubla volumul de informații nou. Din 2 în 2 ani. Și trebuie să ai un cap cât un dulap ca să le poți cuprinde. Cum ajungeați la informațiile astea? Că atunci nu prea aveați acces la reviste străine, mai ales la... Mai aveam. Internet, cred că era un vis frumos la vremea respectivă. No. Să știți, cine vroia să se pregătească, nu ducea lipsă de informații, ci doar de dorință de a face de a ceva. Studia. Ce trebuie să vă spun neapărat, apropo de minunat ăsta grup de nota 10, noi am fost centru de calcul din cei 22 care am depus cele mai multe programe în BNP, este Banca Națională de Programe, deci programe proprii care le-am depus pentru a fi preluate de... Din cele 22 de centre existente. Exact. Și de celelalte, că apărusele deja și cu Giro, a apărut cu calculator și alții care preluau din bibliotecă să nu mai lucreze ei la o sumă modică, nu erau atunci afaceri cu ele, deci pur și simplu erau pe domenii și să distribuiau tuturor celor care să nu mai repete, că e muncă irosită când exista, atunci era centralizată, în sfârșit, economia. Să revenim la cele 2 luni în care se făcea câte un salt în domeniul acesta. Din 2 în 2 luni, acolo rămăsesem că apărea câte un salt spectaculos. E acum să vă spun un secret, de unde primeam totuși noi informații și tot ce prindeam din străinătate, în orice limbă, noi luam documentații. Absolut orice. Și într-un fel ne-am ajutat foarte mult. Știți de cine? De ruși.
Nu să vă vină să credeți. Da, ba da, rușii, de ce nu? Rușii știți ce făceau? Reviste întregi, și electronica, și mathematics and informatics, toate revistele le luau și le publicau, numai schimbau coperta și le dădeau drumul, le multiplicau. Așa ajungeau la noi reviste. Haideți să încercăm să ne apropiem un pic de anul 89, pentru că ne apropiem cu pași repede și de sfârșitul emisiunii. Cum a evoluat centrul de calcul în acești ani, de la înființare până la Revoluție, că după aceea știm, după aceea a fost un declin permanent. Deci, evoluția în etape. Prima etapă, așa cum am definit-o, a fost cea până la primirea primului calculator. Și la data calculatorului aveam deja 119 persoane, din care tot timpul a fost 2-3 în plus sau minus între studii medii și studii superioare. Și după această etapă a apărut a doua etapă, care necesita dezvoltarea spațiului. Că v-am arătat primul centru de calcul și acum dacă se poate da faza actuală a centrului, care s-a construit tot într-un mod specific din Alba Iulia și nicăieri n-am mai auzit o asemenea invenție. Invenția se numea, de fapt, că am chemat primul secretar în 87, în 87. Un an jumate am aparținut de Consiliul Județean, în restul timpului am aparținut de Institutul Central de Informatică. A apărut, deci, prima care ați dat-o. Deci nu asta, cealaltă imagine. Deci l-am chemat pe primul secretar să vadă că spațiile noastre erau insuficiente. Cred că le derulează așa nu, prima, cum se prima poate. Imagine chiar din, prima imagine. Care, de, asta, așa. Asta. Deci la etajul 1 l-am condus pe primul secretar, că aveam lucrări atunci de realizare a formelor pe covoare. La covoare, prin calculatoarele noastre, că primisem deja calculatoare mai mici, nu PC-uri, și cele cu care spunea Dinsu Coraluș, și proiectam cum se poate prin calculator proiecta modelele pe covoare. Au rămas impresionați și directorii care au trecut, au văzut asta, și pe primul secretar l-am oprit și am spus așa, uitați-vă la noi, suntem îngrămădiți, nu mai putem, am ajuns deja la 150 de oameni. Rețineți, 150 de oameni care, prin cele 22 de centri cu care ne-am născut odată, cel mai mare a fost de 114-120 de oameni. Nimeni n-a ajuns, nu la 170 ca noi, ci mult sub 100 de oameni, care s-au născut în aceea zi, în aceleași condiții și în aceleași legi. Numai că noi am avut noroc de oameni de talia lui, apropo de nume, Crișan a fost directorul tehnic a centrului de calcul de când l-am adus de la centrul militar până când s-a terminat Revoluția, și nu pe prietenul și cel mai bun om al meu, pentru că dânsul era cel mai bun dintre toți la ceea ce a făcut. Era păcat să se risipească în funcție de conducere. Că acolo trebuia și omul fiind și de la armată. Mai multă disciplină, rigoare. Lucra la centrul de calcul al armatei din București. Deci era o personalitate și el. Și n-am avut niciun incident cu nimeni. Absolut cu nimeni. Eu sunt o fire foarte irascibilă. N-am ridicat tonul în centru de calcul, că tot spun că acum, în noile mele activități, mai ridic tonul, că îmi permit, că sunt voluntar. Dar acolo n-am reușit să ridic decât la o singură dată, la Dan. La Negoescu. La Negoescu, primul, care în alt an simpatic, tonul. Pentru că n-aveam la cine. Oamenii erau de o calitate atât de evidentă, încât nu trebuia nici să strigi la ei, nici, ci să le stabilești clar și să-i stimulezi. Și am făcut-o inclusiv prin activitățile colaterale care le desfășurau. Apropo de activități colaterale... Până la ajunge la activitățile colaterale... De spațiu, stați puțin că mai avem câteva cuvinte de spus despre centrul de calcul, dar... Trebuie să ne apropiem de zilele noastre. Poza, am spus despre cum s-a făcut al doilea. Nu, nu. Am spus doar că am văzut pe primul secretar și i-am explicat nevoia. Și m-a trimis la omul de la investiții și a găsit resurse
canalizarea din orașul Câmpeni. Nu făcusere planul și ne-au dat toți banii nouă și am pus capacul pe care tot vedeți. Tot cu Câmpeniu ați avut cu noroc. Dar tot cu primul secretar care a avut înțelegere că avem nevoie. Oricum, și a fost domnului Homoștean, noi datorăm foarte mult începutul, de noi. Sfârșitul a fost al lui Sava. Bine, începutul contează până la urmă, pentru că dacă nu ai aprobările necesare, mai departe greu mergi, și asta spuneam domnului ministru Homoștean, noi datorăm foarte mult, noi ca județ. Așa este. Și mulți dintre oamenii acestui județ. Domnul Joldeș, revin. Cum stăm cu hardul? Păi, m-aveați văzut despre ce ne-am încadrat și noi ca în evoluția generală a calculatoarelor. Mereu le-au scăzut dimensional. Un județ mititel, cum era Alba, a făcut pionierat, din câte dar spuneți. Dar puterea de lucru, puterea a făcut pionierat și a deschis multe, multe porți și domenii. Dar trebuie să spun că și calculatoarele electronice moderne, deci primele PCU, au trecut tot printr-o firmă pe care am înființat-o. Asta am vrut să spun, a venit anul 89, a venit anul 89, Centrul Teritorial de Calcul, practic, și-a pierdut obiectul de activitate, pentru că majoritatea instituțiilor și-au... Într-un an s-o diluat. Da, și-au deschis centre proprii, mai mici, dar proprii, era mai simplu de lucrat, dar nu ați renunțat. Și am realizat cu 17... de nota 10, erau numai de nota 10, am făcut prima firmă de computere și am achiziționat primele PC-uri. Deci primele PC-uri care s-au montat și s-au în sfârșit, primele PC-uri care au venit la cutiuță. Prin mâna lui domnul Jolde și a lui domnul, spune și Sucu, Olteanu, și domnul și Sucu Olteanu, profesor Olteanu. Deci care... domnul conferențiar Olteanu, împreună am făcut. Deci ei puneau... deci, putem să spunem că se numea firma Computer 5 pentru că ea nu mai există. Și nu mai, odată cu mine, s-a născut o firmă din Computer 5 și m-am îmbolnăvit și atunci s-a dat la o firmă care funcționează, și acum. Da. Și cu oamenii care au fost în Computer 5. Dar nu dau asta e mare lucru, pentru că de obicei când oamenii ajung în afaceri, strică prietenii. Iată că dumneavoastră ați rămas prieteni peste ani, chiar dacă ați făcut și afaceri împreună. N-am mai avut ce afaceri să împărțim. Ați găsit activități colaterale. Puneți-mi, iertați-mă, vă rog frumos, salariul care l-am dat la Computer 5, rețineți, 90, era de 10.000 de lei. Fratele meu, directorul la Porțelan, avea 5.000 de lei. Dânșii aveau 10.000 salariul pe lună. N-aveau motiv să ne certăm și nici să... Da. Și dumneavoastră... am fost puși în situația să facem lucruri pe care nu-l mai făcuse nimeni. Nu mai făcuse. Chiar în țară, cred că am fost primit. Când au adus... Domnul Luca, nu știu cu cine a aranjat dumnealui, că nu mă băcam în afaceri, a aranjat în așa fel încât să ne vină componente de calculatoare. Asta nu mai contează ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Contează că dumneavoastră ați rămas oarecum în domeniu. Sunteți astăzi profesor universitar, doctor la Universitatea 1 decembrie 1918. Împărtășiți din experiența dumneavoastră generațiilor care vin. Dar domnul Luca iarăși a cotit-o așa absolut la polul opus. Cine m-a trimis? Cu voluntariatul. Cine m-a trimis acolo a fost tot domnul Joldeș. Pentru că la o ședință de producție, unde se discuta planul viitorului trimestru și ăsta și ce măsuri trebuie să ia, domnul Joldeș se ridică și spune niște directive acolo și zice: tovarăși, noi trebuie să ducem, noi suntem tineri, nu babalești de 45 de ani. Și am zic: Remus, eu am 45 de ani, vai tu așa director, mă scuzați. Zic: Remus, te-ai scuz, dar nu te uit. Apropo, la 45 de ani eu eram babalec. Și acum vreau să-i spun dar aici... Dar a venit și o replică pe măsura inteligenței domnului profesor. Da, dar să spun că de la dânsul replica care mi-a dat, pot să-i spun acum că nici la 72 de ani, nu sunt babalec, la centru de calcul am atâta activitate care aveam mai, poate mai la puține. La centru de zi pentru bătrâni. Am mai multă activitate decât aveam uneori la centru de calcul, pentru că aveam capacități de pus la lucru și aici trebuie să facă. Acolo ați spus recunosc, că era o disciplină de fier. Că am greșit, că v-am zis atunci, dar vă felicit că nu m-ați iertat și nu m-ați uitat, ceea ce înseamnă că
Pe măsură ce trece timpul, vă dați seama că am avut dreptate. Corect. Domnilor, a fost o bucurie prezența dumneavoastră aici, o încântare să vedem cum au evoluat calculatoarele în timp. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Arena Așilor, pentru că, iată, am vorbit în această seară cu doi veritabili ași ai informaticii. Vă mulțumesc, povestea noastră mai poate continua în emisiuni viitoare, când mai aveți timpul necesar pentru a fi prezenți aici în studio. Până atunci și dumneavoastră vă doresc o săptămână plăcută și dumneavoastră, stimați telespectatori, o săptămână plăcută și plină, plină de tot ce vă doriți. La revedere! Mulțumim, la revedere.